numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Înălțați lui Dumnezeu cântări de bucurie pe tot pământul, cântați mărire în numele Său, măriți slava Lui prin laudele voastre, aleluia! Iubiți credincioși, este duminică, este ziua Domnului, zi în care răspundem invitației bisericii de a lua parte la jertfa euharistică. Este ziua în care Hristos cel viu apare ucenicilor Săi, se face văzut în mijlocul comunității. Le dispunem acum, la începutul Sfintei Liturghii, sufletele, cerându-i iertare Bunului Dumnezeu pentru păcatele noastre, pentru ca, având inimile curate, purificate, să beneficiem de harul prezenței lui Hristos cel înviat. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Oh,
Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, mielului Dumnezeu, Fiule Tatălui, care i-ai asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe Tresalte pururi de bucurie poporul Tău, Dumnezeule, căci ai reînnoit tinerețea sufletească. Dăruiește-le credincioșilor Tăi care se veselesc acum, pentru că le-ai redat demnitatea de fii harul, să aștepte recunoscători cu speranță neclintită ziua învierilor. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, Petru s-a adresat poporului: Dumnezeului Abraham, Dumnezeului Isaac și Dumnezeului Iacob, Dumnezeul părinților noștri, l-a glorificat pe Fiul Său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâinile lui Pilat și l-ați renegat înaintea lui, pe când el judecase să-l elibereze. Voi l-ați renegat pe cel sfânt și drept și ați cerut să fie grațiat un om criminal. Voi l-ați ucis pe cel care conduce la viață, dar Dumnezeu l-a înviat din morți, pe acesta căruia noi îi suntem martori. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut aceasta, la fel ca și conducătorii voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce promisese de mai înainte prin gura tuturor profeților, că unsul său va suferi. Așadar, convertiți-vă și întoarceți-vă, pentru ca păcatele voastre să fie iertate. Cuvântul Domnului. Fă să răsară peste noi, Doamne, lumina feței Tale. Fă să răsară peste noi, Doamne, lumina către Tine răspundem, Dumnezeule dreptății mele. Din strâmtorare m-ai scos în larg, ai milă de mine și ascultă-mi rugăciunea. Fă să răsară peste noi, Doamne, lumina feței Tale. Știți că Dumnezeu face minuni pentru cele
credincios, când strig către el, Domnul mă aude. Fă să răsară peste noi, Doamne, lumina feței Tale. Mulți spun, cine ne va arăta ce este bine? Fă să răsară peste noi, Doamne, lumina feței Tale. Fă să răsară peste noi, Doamne, lumina feței Tale. Eu mă culc în pace și adorm înădată, căci numai Tu, Doamne, mă faci să locuiesc în siguranță. Să răsară peste noi, Doamne, lumina feței Tale. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Copiii mei, vă scriu acestea ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva ar păcătui, avem un apărător la Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci și ale lumii întregi. Din aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine spune, eu îl cunosc, dar nu păzește poruncile lui, este mincinos și adevărul nu este în el. Însă dacă cineva păstrează cuvântul lui, într-adevăr, iubirea lui Dumnezeu în el este desăvârșită. Cuvântul Domnului. Ca inimile noastre să se aprindă când Tu însuți ne vorbești, aleluia! Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, discipolii le-au povestit cele de pe drum și cum a fost recunoscut de ei la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei acestea, Iisus a stat în mijlocul lor și le-a spus, pace vouă! Speriați și cuprinși de teamă, credeau că văd un duh, dar El le-a spus, de ce v-ați tulburat și de ce se ridică aceste gânduri în inima voastră? Priviți mâinile și picioarele mele, căci eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, Duhul nu are carne și oase, cum mă vedeți pe mine că am. Și spunând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele. Însă pentru că ei, de bucurie, încă nu credeau și se mirau,
Iisus le-a spus, aveți aici ceva de mâncare? Ei i-au dat o bucată de pește fript și luând-o, a mâncat-o înaintea lor. Apoi le-a spus, acestea sunt cuvintele pe care vi le-am spus când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în legea lui Moise, în profeți și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a spus, așa este scris, Hristos trebuia să sufere și să învie din morți a treia zi și să fie predicată convertirea în numele Lui, spre iertarea păcatelor la toate neamurile. Începând din Ierusalim, voi veți fi martorii acestor lucruri. Cuvântul Domnului! Hristos a înviat! Voi veți fi martorii acestor lucruri. Iubiți credincioși, anunțul învierii continuă și în această a treia duminică a Paștelui. De altfel, în aceste 40 de zile până la înălțarea Domnului, Iisus va căuta să-și evangelizeze apostolii pentru a-i face să înțeleagă Scripturile. Evanghelistul Luca dedică un întreg capitol zilei învierii. Și pasajul Evangheliei din această duminică este ultima parte a poveștii din acea zi a învierii când li s-a arătat ucenicilor și este strâns legat de episodul ucenicilor de la Emaus. Luca descrie întâlnirea celui înviat cu discipolii săi ca pe o întâlnire fondatoare, o experiență fondatoare. Și este vădită clar dorința lui Iisus. El, care a fost înviat după moartea pe cruce, intră în contact cu ucenicii săi pentru a-i face martori capabili să răspândească vestea bună tuturor popoarelor. Acesta este mandatul pe care îl dă ucenicilor. Voi veți fi martorii acestor lucruri. Evanghelia relatează că în timp ce apostolii își povesteau experiențele avute cu Iisus cel înviat, în timp ce făceau acest lucru, Iisus a apărut în mijlocul lor și i-a salutat cu o expresie specifică lumii ebraice. Shalom, adică pace, pace vouă. Evanghelistul Luca descrie doar starea lor interioară, doar reacția lor și spune că ucenicii, speriați și cuprinși de teamă, credeau că văd un duh. Au căzut pradă scepticismului și necredinței. Dar Iisus le-a mustrat, i-a mustrat pentru necredința lor și pentru a le îndepărta îndoielile, pentru a le risipi dubiile, le-a arătat mâinile și picioarele, invitându-i să privească și mai mult decât atât să atingă. De fapt, ei nu erau pregătiți să-și imagineze învierea învățătorului lor. Și una dintre cele mai mari dificultăți pentru ei a fost să accepte că cel răstignit, de fapt, era Mesia cel promis. Și le-a fost greu să accepte acest lucru pentru că legea ebraică spunea că o persoană răstignită a fost blestemată de Dumnezeu. De aceea a fost răstignită. Și așadar, era foarte important ca cei 11 ucenici să știe că Scripturile au vorbit cu mult timp înainte că Iisus Hristos trebuia să sufere și să învie din morți a treia zi, să fie predicată convertirea în numele Lui spre iertarea păcatelor la toate neamurile. De asemenea, ucenicii aveau nevoie de dovezi pentru a susține învierea. Și din acest motiv, Domnul înviat nu s-a sfiit, nu s-a dat înapoi să expună acele semne
care ar demonstra triumful său asupra morții. Totul părea prea bun pentru a fi adevărat. Le arată mâinile și picioarele cu rănile crucificării, dar ucenicii nu reușesc să creadă nici în fața acestei evidențe și de data aceasta pentru un motiv incredibil, excesul de bucurie. Și notează evanghelistul, de bucurie încă nu credeau și se mirau. Sau, cum mai spunem poate astăzi, unii dintre noi, e prea frumos ca să fie adevărat. Adică atunci când credem că Dumnezeu ne dezamăgește, inventăm imediat pretexte pentru a nu crede. Iar atunci când Dumnezeu ne surprinde, dincolo de așteptările noastre, nu putem crede, ba chiar bănuim o înșelăciune. Dar Dumnezeu nu face farse. Cei doi discipoli care mergeau spre Emaus s-au povestit cum l-au recunoscut la frângerea pâinii. Chiar și Petru i-a asigurat că învățătorul i s-a arătat, că este viu, că trăiește. Însă ceilalți apostoli nu avuseseră încă nicio experiență cu cel înviat, de aceea nu prea știau ce să creadă. Și Iisus a făcut primul pas și a apărut printre ei. De ce v-ați tulburat și de ce apar aceste îndoieli în inima voastră? Dorința celui înviat a fost să le regenereze credința, să trezească din nou credința în ei, să nu se mai simtă singuri. Și pentru a le trezi credința, Iisus nu a cerut să se uite la fața lui, ci la mâini și la picioare. Cel înviat nu este un duh. Cel înviat a fost același Iisus pe care ucenicii îl cunoscuseră și îl urmaseră în Galileea. Și în ciuda fricii și a îndoielii ucenicilor, Iisus a avut încredere în discipolii săi. El însuși avea să îl trimită pe Duhul Sfânt asupra lor pentru a-i susține în misiunea lor de vestitori ai Evangheliei. Și pentru aceasta le-a poruncit să continue să arate prezența sa în lume, printr-o misiune. Voi veți fi martorii acestor lucruri. Ucenicii nu trebuie să predea doctrine complicate, ci să răspândească și să dea mărturie despre experiența lor, despre ceea ce au trăit. Nu trebuie să predice mari teorii despre Hristos, ci să iradieze Duhul Său. Această experiență să o facă credibilă nu atât prin cuvinte, cât mai ales prin viața lor. Iubiți credincioși, relatările din Evanghelie sunt valabile și astăzi. Și nu este ușor să credem în Iisus cel înviat. Credința în Hristos cel înviat nu apare automat, așa deodată și în mod sigur, ci se naște în inimă, în mod delicat, în tăcere, în liniște, în umilință. La început este aproape o dorință și de obicei ea crește înconjurată de îndoieli, de întrebări, cum ar fi, este posibil ca ceva atât de mare să fie adevărat? Dar dacă îi permitem, Iisus trezește credința în noi. Și nouă, Hristos înviat, ne deschide mintea pentru a înțelege Scripturile, astfel încât să putem pricepe ce s-a întâmplat. Iisus vrea ca ucenicii să devină martori, care să poată vorbi despre experiența lor și să predice, nu oricum, ci în numele Lui. Și această misiune de a fi martorul învierii nu este destinată doar preoților, ci este destinată fiecărui creștin în parte. De fapt, întreaga noastră viață creștină trebuie să fie o trăire a botezului, moment în care am devenit fiii lui Dumnezeu și am fost inserați în biserică. Adevărata problemă a bisericii este tocmai lipsa de martori credibili.
Forța creștinismului de a transmite Evanghelia și credința predicată de acest tânăr evreu din Nazaret ține și de martori, adică de acei credincioși care pot vorbi la persoana întâi, cei care pot spune, aceasta mă face să trăiesc în acest moment. Paul din Tars, Sfântul Apostol Paul, a spus-o în felul său, nu mai trăiesc eu, ci Hristos este Cel care trăiește în mine. Dar ce ar trebui să facă acest martor? Martorul comunică propria experiență. El nu crede doar teoretic niște lucruri despre Isus. El crede în Isus pentru că îl percepe, îl simte în viața sa. Nu doar afirmă că mântuirea omului este Hristos, ci simte că este sprijinit, că este întărit, că este salvat de El, că este înțeles, că este iertat. În Iisus există acest ceva decisiv pentru propria viață, ceva inconfundabil care nu poate fi găsit în altă parte. Unirea cu Iisus înviat nu este o iluzie, este ceva real, ceva capabil să transforme treptat felul nostru de a fi. Și nici pe departe nu este o teorie vagă și învechită, este o experiență concretă care ne poate motiva și ne poate îndruma viața. Apoi martorul comunică ceea ce trăiește, vorbește despre ceea ce i s-a întâmplat pe drumul vieții, spune ce a văzut atunci când a deschis ochii. Își oferă experiența și nu atât înțelepciunea. Iradiază și răspândește viață, nu doar doctrină, învățătură. El nu învață teologie, ci face ucenici ai lui Iisus, conștient de mandatul primit. Mergeți, faceți ucenici, botezați. Dar și noi, cei de astăzi, nu avem nevoie de cuvinte, de teorii sau de discursuri bine făcute. Sunt necesari mai mult martorii adevărați decât apărătorii credinței. Adică sunt necesari credincioși care ne pot învăța să trăim diferit, deoarece ei înșiși la rândul lor au învățat de la Iisus să trăiască conform învățăturii Lui. Și Sfântul Papă, Paul al VI-lea, într-un document important, Evangelii Nunțiandi, care vorbește despre vestirea Evangheliei în lumea modernă, a scris niște cuvinte parcă profetice și spune Sfântul Părinte, omul contemporan îi ascultă cu mai mare plăcere pe martori decât pe profesori. Sau dacă îi ascultă pe profesori, o face pentru că sunt martori. Iubiți credincioși, celebrăm a treia zi, a treia duminică a Paștelui și privind cu speranță la Cel Înviat, să ne continuăm și noi misiunea de fiecare zi, acolo unde suntem, pentru a fi martorii credibili ai lui Iisus în lume. Hristos a înviat! Iar acum să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat,
născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șade la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agreit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, Hristos cel înviat mijlocește pentru noi la Tatăl. Acum, în rugăciunea noastră, să-i adresăm cu încredere cererile noastre Domnului. Să ne rugăm împreună și să spunem: primește-ne, Doamne, la masa Ta. Primește-ne, Doamne, la masa Ta. Pentru ca biserica, întărită de pâinea vieții, să înainteze pe căile lumii, vestind prin cuvinte și fapte Evanghelia Mântuirii. Să ne rugăm. Primește-ne, Doamne, la masa Ta. Pentru ca preoții, slujitorii altarului, să trăiască în mod sincer misterul pe care îl celebrează la liturghie, să-L laude pe Dumnezeu și să edifice poporul lui Dumnezeu. Să ne rugăm. Primește-ne, Doamne, la masa Ta. Pentru ca misionarii, predicatorii și cateheții să-L vestească pe Hristos pretutindeni și să-I conducă pe oameni spre banchetul Euharistiei. Să ne rugăm. Primește-ne, Doamne, la masa Ta. Pentru ca să împărtășim valorile și bucuriile acestei lumi cu cei care sunt înfometați și însetați de dreptate și milostivire, să ne rugăm. Primește-ne, Doamne, la masa Ta. Pentru ca Sfânta Euharistie să-i ajute pe copiii care vor primi prima sfântă împărtășanie, să crească în înțelepciune și în har și să-i facă apți în a aduce în familiile lor vestea bucuriei pascale. Să ne rugăm. Primește-ne, Doamne, la masa Ta. Dumnezeule, Tatăl nostru, Tu L-ai înviat pe Fiul Tău mort pe cruce pentru păcatele noastre. Prin jertfa Sa ascultă aspirațiile inimilor noastre și dă-ne harul ca Iisus cel înviat să rămână în mijlocul nostru ca semn al iubirii Tale pentru toată veșnicia, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Thank you.
mea și a voastră, să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, să primești darurile bisericii care tresaltă de veselie și precum i-ai dat sămânța bucuriei pascale, dăruiește-i și rodul fericirii veșnice prin Hristos, Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în acest timp preasfânt, în care a fost jertfit mielul pascal Hristos, Domnul nostru. El nu încetează a se aduce jertfă pentru noi, și ca mijlocitor al nostru ne apără pururi în fața ta, căci deși jertfit odată el nu mai moare, și dat fiind la moarte rămâne veșnic viu. De aceea întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus
să-i se aducă în numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu preafericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întării în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi,
și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă lasă vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Te cred de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea Ta. Dragostea Ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, privește cu bunătate la poporul pe care ai binevoit să-l reînnoiești prin tainele veșnice și călăuzește-l la învierea trupului spre slava nepieritoare, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Bucură-te, Regina Cerului, aleluia! A înviat, precum a zis, aleluia! Bucură-te și te veselește, Fecioară Marie, aleluia! Să ne rugăm, Dumnezeule, care ai binevoit să bucuri lumea prin învierea Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, fă-ne, te rugăm, ca prin născătoarea Lui, Fecioara Maria, să dobândim bucuria vieții veșnice prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Înger al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmuiește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Câteva anunțuri biscredincioși și apoi binecuvântarea cu care ne întoarcem la casele noastre. Timp de câteva săptămâni, accesul în incinta catedralei pe poarta dinspre trei ierarhi, atât cel pietonal cât și cel auto, va fi blocat, întrucât se lucrează la reamenajarea spațiului exterior al catedralei vechi. Vă rugăm să aveți în vedere acest lucru, mai ales pentru faptul că, deja ați văzut, sunt mai puține locuri de parcare în curtea catedralei, iar intrarea și ieșirea se face mai anevoios. Pentru a evita așadar aglomerația și blocajul, vă recomandăm în această perioadă să vă orientați pentru un loc de parcare în apropierea catedralei. Mulțumiri tuturor pentru sacrificiile făcute în timpul postului mare, sacrificii materializate în ofertele din Cutia Speranței, care anul acesta au întrecut orice așteptare. S-au strâns aproape 21.000 de lei și mai sunt încă persoane care aduc la biroul parohial aceste contribuții. Domnul să răsplătească generozitatea dumneavoastră și să fie de folos tuturor celor cărora le sunt destinate aceste oferte. În fiecare zi de joi, din timpul pascal, începând cu ora 17.20, se va celebra Calea Luminii. Vă îndemnăm cu drag să vă alăturați la această devoțiune, fie de acasă, fie aici, în biserică, pentru ca să împărtășim în continuare creștinește bucuria învierii Domnului. Dorim ca, odată cu sărbătoarea trupul și sângele Domnului, Joia Verde, să reluăm programul zilnic de adorație din Capela Preasfântului Sacrament. Cine dorește să se înscrie pentru o anumită zi și o anumită oră, când este dispus să petreacă un timp de rugăciune și de adorație personală, este rugat să treacă pe la biroul parohial. Duminica viitoare, a patra duminică din timpul pascal, este Duminica Bunului Păstor. Totodată este cea de-a 58-a zi mondială a vocațiilor. Ca atare se vor face rugăciuni speciale pentru vocații la preoție și la viața consacrată. Și de asemenea, așa cum se obișnuia în această a patra duminică din timpul pascal, colecta va fi pentru susținerea vocațiilor. Vă dorim tuturor în continuare sărbători pascale binecuvântate, să ne bucurăm cu toții de prezența lui Hristos cel înviat și să fim martori demni ai acestei bucurii pascale. Hristos a înviat! Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh! Amin.
Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.